Sportivii pregătiți de Alexandru Dumitru au obținut rezultate foarte bune în acest an. Până la vacanța de iarnă, karateca vor mai participa la două întreceri, prima dintre ele chiar acasă, la Târgoviște. Finanțați de Consiliul Județean Dâmbovița pentru transport, au obținut 4 medalii. Deci am luat la mini cadeți 14 ani, Ienaiche Alexandru, locul 1, la cadeți 15-17 ani, Corduneanu Daniel, locul 2, Ilo Petrișon, locul 3 și avem la plus 18 ani Oana Daniel, locul 4. A avut o grupă foarte grea și foarte numeroasă.